Există membri ai Parlamentului European care în momentul de față spun poate ajung și mai puțin de 8 miliarde de euro pentru a forma acea garanție de 16 miliarde de euro. Opinia mea este că acești 8 miliarde de euro trebuie puși la dispoziție de către Uniunea Europeană în mod convingător și irreversibil. Este ceea ce sectorul privat, ceea ce piețele financiare așteaptă. Deci garanția de 8 miliarde de euro trebuie să existe clară, irreversibilă. Nu pot fi mai puțin bani. Unii spun, poate dacă formăm garanția nu doar din 50%, deci nu 8 din 16 miliarde, ci mai puțin, poate 40%. Garantăm cu 6,4 miliarde cash pentru 16 miliarde, poate este suficient. Răspunsul meu este nu știm, poate, însă am promis investitorilor, am promis piețelor 8 miliarde, asta vor aștepta. Dacă punem mai puțin bani, 6 miliarde, 4 miliarde, volumul proiectului este mai mic, va reuși să acopere o parte din deficitul de investiții, dar nu mai este proiectul de 315 miliarde de euro pe care l-am propus inițial. De aceea cred că cele 8 miliarde sunt esențiale pentru a se forma garanția de 16, căreia dacă îi adăugăm cele 5 miliarde de la Banca Europeană de Investiții, cu 21 de miliarde cred că putem genera 315 miliarde de investiții. Rata aceea de 1 la 15 este o rată prudentă, conservatoare, având în vedere experiența anterioară a Băncii Europene de Investiții. Cea de-a doua întrebare, de unde să vină aceste 8 miliarde de euro? Propunerea Comisiei Europene a fost ca cea mai mare parte să vină din proiectele, după cum corect a spus, evident, domnul Stolojan, din proiectele destinate infrastructurii și inovării, fiindcă vrem ca prin acest plan de investiții să generăm tocmai investiții în aceste domenii. Ei, care este situația aici? Statele membre nu s-au împotrivit, însă în Parlamentul European există rezistență la a lua banii din aceste proiecte, din aceste domenii care au menirea de a face economia europeană mai puternică, de a o pregăti de viitor, fiindcă colegii care țin la aceste proiecte spun nu vrem ca bani din aceste domenii să fie pierdute. Comisia Europeană, inițiatorul proiectului, spune pe dos, spune vom multiplica acești bani și efectul pozitiv asupra economiei va fi multiplicat. Poziția mea este între cele două părți. Cred că există premise ca efectul să fie multiplicat, însă nu știm, e prea devreme în momentul de față să spunem că efectul pozitiv va fi multiplicat. Și dacă e bani din acele categorii bugetare, evident se poate ca proiecte prevăzute a fi finanțate, proiecte în desfășurare în primii ani ai cadrului financiar multianual de 7 ani 2014-2020, anumite proiecte să fie supuse riscului să nu mai poată fi desfășurate. De aceea, propunerea acum pe masă în Parlamentul European este să nu spunem că vom lua aceste 8 miliarde de euro specific de la aceste două categorii bugetare, de la programul Orizont 2020, programul de cercetare inovare și de la Connecting Europe Facility, proiectul de infrastructură. Eu cred că dacă facem așa, există și riscuri și beneficii. Beneficiul este că putem în fiecare an folosi bani de acolo de unde îi avem la dispoziție. Însă riscul este ca negocierile privind bugetul Uniunii Europene, negocierile anuale dintre Parlament și Consiliu să devină și mai dificile. Bugetul este limitat, e nevoie să finanțăm multe categorii bugetare. Cred că dacă în fiecare an va trebui să găsim și resurse pentru acest nou proiect, negocierile vor fi îngreunate, dar, repet, indiferent cum va fi, indiferent dacă vom lua de la Connecting Europe Facility și Horizon 2020 sau dacă vom lua în ansamblu din bugetul Uniunii Europene, trebuie să fie clar și credibil că aceste 8 miliarde există, 8 miliarde și nu mai puțin. Cine și cum decide? În propunerea inițială a Comisiei Europene, Comisia Europeană a spus că statele membre pot participa la acest proiect și invită statele membre să facă chiar și contribuții voluntare în plus față de cele 8 miliarde de euro care vin din bugetul Uniunii Europene și 5 de la Banca Europeană de Investiții. Fiindcă în momentul de față statele nu participă, nu trebuie să participe, exact cum a spus domnul Stolojan în deschidere. Deci Comisia a invitat statele să participe voluntar. Ce se oferă în schimb statelor care participă în propunerea, în viziunea Comisiei? Calitate de membru în acel board care ia deciziile strategice privind pachetul de investiții, voturi în acel board și generozitate la calculul deficitului, adică contribuțiile la acest fond nu intră în calculul deficitului conform criteriilor de la Maastricht, dacă prin această contribuție nu se depășește limita de 3%.
Ei, în momentul de față, niciun stat nu participă voluntar, deși unele state au reflectat a o face la început. Se participă prin bănci de investiții, dar niciun stat nu participă cu bani publici. Cred că și fiindcă incentivurile, stimulentele pentru ca statele să participe au fost prea mici. Nu a existat nicio garanție că statele vor beneficia sub forma de investiții din proiecte finanțate de Fondul European de Investiții Strategice dacă participă voluntar. În condițiile în care s-a spus nu vrem o distribuție geografică, vrem ca cele mai bune proiecte să fie finanțate. Asta este și părerea mea, cele mai bune proiecte trebuie să finanțate și nu trebuie să există nicio interferență politică în procesul de luare al deciziilor. Și de aceea, între amendamentele pe care le-am făcut și pe care unele au fost făcute și de alți colegi în Parlament și le susțin, este ca statele membre să nu statele membre să poată participa la acest fond, însă să nu fie reprezentate în board-ul care ia decizii, în steering board, numim în engleză, tocmai pentru a nu exista interferență politică în procesul decizional. Cred că investitorii au nevoie să știe în mod credibil că proiectele nu sunt selectate pe criterii politice, ci cele mai bune proiecte sunt selectate.